Astăzi este ultima zi în care se mai pot depune declarațiile de venit pentru anul trecut. Concret, este vorba despre declarațiile unice pe care persoanele fizice care au avut venituri extrasalariale trebuie să le depună la administrația fiscală. Cei care nu se conformează riscă amenzi de până la 500 de lei și, potrivit datelor ANAF, 800.000 de români ar fi obligați să depună această declarație unică. Ioana Ciobanu vine cu detalii chiar acum. Bun găsit, persoanele fizice care au obținut în anul 2023 venituri extrasalariale au timp să depună declarația unică, cunoscută și drept formularul 212. Este important de spus că aproximativ 800.000 de persoane sunt în această situație conform estimărilor ANAF, iar amenda pentru nedepunerea acestei declarații variază între 50 și 500 de lei. Sunt mai multe tipuri de venituri care trebuie declarate, de exemplu veniturile din chirii sunt impozitate cu 10%, în unele cazuri se poate opta pentru deducerea unor cheltuieli. Nu sunt acestea singurele venituri care trebuie declarate, vorbim de asemenea despre cele obținute prin transferul de titluri de stat, de asemenea de veniturile care sunt obținute prin vânzarea unor acțiuni tranzacționate pe bursele străine care nu sunt intermediate de brokeri din România. Acestea sunt doar câteva exemple, lista completă poate fi găsită pe site-ul ANAF, acolo unde poate fi și completată și depusă declarația unică în format electronic, însă poate fi depusă declarația și în format hârtie, la registratură sau prin poștă.